Finalul de martie a fost neobișnuit de cald în Republica Moldova, cu temperaturi chiar și de 28 de grade Celsius în unele regiuni. Meteorologii spun că un fenomen similar în această perioadă a anului a fost înregistrat acum un secol și prima zi de aprilie ne-a păcălit că e vară afară, cu vreme caniculară de aproape 31 de grade Celsius. Așa că unii oameni au profitat de vremea bună și au ieșit la plajă. Este în jur de ora 15:00, iar în unele zone din Chișinău termometrele arată chiar și 32 de grade Celsius. Deși meteorologii au prognozat pentru astăzi până la 30 de grade la umbră, ei confirmă că la soare se pot înregistra chiar și cu 7 grade mai mult. Unii au profitat de temperaturile generoase și au decis să facă prima baie de soare din acest an pe plaja din Parcul Valea Morilor din Chișinău. Ieri am ieșit la plajă și azi am văzut că este foarte cald și foarte bine și am decis să vin să-mi iau un pic de vitamina D. A mai fost așa în vreun an sau se... Nu, n-a mai fost. Acesta e primul an. Ne bucurăm de soare și sperăm să avem o primăvară frumoasă. Mulți au scos din șifoniere hainele de vară și au ieșit la plimbare. Alții spun că mai țin geciulea aproape. Și mai ieșit la plimbare, așa auzi frumoasă, păcat să stăm în casă. Văd că v-ați și echipat, deja ați luat o pălărie. Numai decât dacă e vară. Copiii îi scoatem la plimbare. Sau pe la cafenie, le odihnim ori. La terasă stai? Da, da. E ok. Pentru deja luna aprilie, cred că e ok, sveja. E o neclaritate la timpul în ultimii ani. Parcă îți pare că deja e sigur, a venit primăvara și poți să treci la hainele subțiri și în câteva zile, de Doamne, minus sau să ningă, cum a fost situația. Meteorologii spun că doar în 1998 au mai fost înregistrate maxime de 31 de grade în prima decadă a lunii aprilie. Temperaturile de la sfârșitul lunii martie însă au fost cu peste 13 grade față de norma perioadei și nu s-au mai înregistrat de aproape un secol. Asemenea, temperaturi s-au mai întâlnit, de exemplu, în anul 1926 la stația Meteo Comrat, când s-a înregistrat o maximă de 27,9 grade Celsius. Sunt pentru a doua oară asemenea temperaturi înregistrate din toată perioada de observație, adică de când se fac observații meteorologice. La moment nu se prognozează, adică pentru următoarele zile, însă este specific pentru această lună. De mâine, însă, vremea se va răci ușor. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de cod galben de vânt. Izolat, rafalele vor ajunge și la 24 de metri pe secundă. Pe 3 aprilie, vântul va scădea în intensitate, iar maximile termice se vor situa în jurul valorii de 20 de grade Celsius.